Vă zic că bine ați venit, bine ne revedem în sala cupola a Bibliotecii Județene Ghete Chirileanu Neamț. Trebuie să constat dintr-un început, abrupt, că întâlnirile noastre au crescut. Sunt mai ample și dovadă clară este prezența unui grup de artiști din și teoreticieni din Iași și interesul pe care Tele Moldova Plus, post de televiziune națională, îl are pentru această întâlnire și sperăm să fim prezenți și vedete televizive și dumneavoastră, adică, pe acest post național de televiziune. Deci, suntem într-una dintre întâlnirile pe care doamna Crăciun cu Fundația Ileana le provoacă trimestrial la Biblioteca Județeană Ghete Chirileanu Neamț din anul centenar, 2018. E un prilej de fiecare dată să constatăm că există progres. Eu am lăudat-o pe doamna Crăciun pentru un trandafir pe care l-a lucrat în cuțit și care sare din tiparul pe care ni l-a oferit de obicei doamna Crăciun. E ca o dovadă că se progresează, se merge spre mai bine. Expoziția mie mi se pare închegată, colorată, frumoasă. La nivel, bineînțeles că o să ne sară în cap unii, la nivel de pictori amatori. Pictori amatori care studiază continuu la Școala Populară de Arte din cadrul Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, la profesorul Cristian Bisericianu. Domnul profesor nu ne ignoră, ci pur și simplu are niște probleme de sănătate destul de importante și n-a putut fi alături de noi. Aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, să citesc numele celor care expun, deși ei sunt vizibili pe simezie, dar îmi fac o datorie de onoare de a anunța echipa de pictori care ne înfrumusețează simezele, și anume Lilia Chirilă, Ileana Crăciun, Dan Radu Dascălu, Ecaterina Ganea, Elena Iftode, Ana Ivanov, Luminița Mamina, Elena Marcoci, Mihaela Mătasă, Margarita Neculai și un invitat special în acest grup al pictorilor cursanți la Școala Populară de Artă, sculptorul Mihai Jitaru de la Roman, pe care îl salutăm și căruia îi urăm să fie prezent alături de noi cât mai des. Însă, invitatul special de astăzi este doamna doctor în estetică, profesor doctor în estetică, Ofelia Huțul, care mi-a spus că este artist vizual și care i-am spus că eu sunt mai bătrân o leacă și prefer pictor, dar bineînțeles, am timp și o să evoluez, să văd lumea artiștilor vizuali în toată splendoarea lor. O rog pe doamna Ofelia Huțul să ne vorbească despre evenimentul care i-a prilejuit prezența în Piatra Neamț și, de ce nu, despre această întâlnire a noastră. Vă rog, doamna Huțul. Aș vrea să vă explic de ce anume mă numesc, îmi place să mi se spună artist vizual. Artist vizual este altceva decât pictor. Pictorul pictează în fel de fel, în felul de culori, de apă, de ulei, gouache, tempera, grasă sau nu, pe bază de ou sau nu. Și doar atât. Se joacă cu acea cromatică aducătoare de fericire, care ne îmbogățește și energetic, care ne înfrumusețează viața. Și cred că dintre toate domeniile artelor vizuale, pictura este regina. Dar artiștii vizuali sunt încă ceva. Ei mai practică și alte secțiuni ale artelor, mai practică grafica doar în alb și negru sau câteodată grafica colorată, uneori sculptura, vedeți, nu putem să spunem despre sculptură că este ceva plastic. Sculptura înseamnă forme tridimensionale care se
privesc de jur împrejur, care au trei dimensiuni și acestea intră tot în categoria formelor, forme tridimensionale, fiind, intră tot la creatorii care se numesc artiști vizuali. Cu sculptura cochetez eu însă și îmi place să lucrez mai mult decât atât, spun eu, instalații. Să dau o nouă valoare unor obiecte care pot să fie reciclate și transformate în artă adevărată cu puțină imaginație și cu mai mult bun gust. Și ea este cea mai educativă ramură, pentru că învață și pe cei mici și pe cei mari că trebuie să acordăm valoare lucrurilor care mai pot să însemne ceva pentru noi, nu neapărat trebuie să fie aruncate la gunoi. Vă pot spune că, asemenea lui Marcel Duchamp, în Franța, prin anul 1910, care într-un mare salon din Paris a expus un closet, da? Și l-a adus în felul acesta la rang de artă, astăzi sunt infinit mai multe forme de a face aproape din orice lucru artă. Vedeți dumneavoastră, este o artă și să vorbești, nu așa în calitate de critic, ci să vorbești frumos cu semenul tău, să nu-l jignești. Dacă ți-a trecut un gând prin minte, care nu este întotdeauna benefic, bine este să-l ascunzi, să-l lași acolo înăuntru tău, să nu facă muguri. Și asta este tot un domeniu creativ, pentru că mintea, imaginația îți merge înspre a face bine semenului tău. Pentru că pictura, pentru că sculptura, grafica, celelalte forme ale artelor, arta mixtă și așa mai departe, că sunt foarte multe. Acum și fotografia este la rang de artă ridicată și domeniul promoțional care ține de mass media, la fel, și critica. Și atunci mă întreb, ce este mai important pentru noi? Tot eu îmi răspund singură, nu atât cât ceea ce spune lumea că înseamnă arta în sine. Spunea domnul care a prezentat că aici este o expoziție de amatori. Aș vrea să vă întreb, chiar pe cei avizați, unde este granița dintre amatori și profesioniști? O știe cineva? Eu am o vârstă și încă nu am găsit răspuns la această întrebare, pentru că văd adesea titrați, oameni licențiați, care au făcut artele pe la, prin țări străine, cu maestri, cu totul special și bine văzuți, care își vând operele cu mii de euro și mă întreb, cum, Doamne iartă-mă, dacă pun ei un singur punct și o semnătură sau un triunghi, ceva, o pată de culoare, pot să vândă cu asemenea sume operele lor și adesea acele lucrări să nu spună nimic, mai nimic. Dar eu când am intrat aici în această galerie superbă, știți, și lumina iradiază altfel, parcă, aș spune că lumina pe care o simțim cu toții, nici nu vine de sus, vine din sufletele noastre, care sunt atât de frumoase. Și ale celor care au pictat minunățile astea de culori, le-au așternut pe pânze, pe cartoane, pe suporții ăștia. Și ale privitorilor, care au venit astăzi în număr atât de mare aici să le admire.
Despre asta este vorba. Noi venim aici să ne cunoaștem, să comunicăm, să vorbim unii cu alții, să ne încărcăm de o pace aproape sfântă, i-aș spune, în care să nu existe invidie, că unul a pictat mai frumos, mai bun. Vă spuneam că nu există o ierarhie niciodată stabilită, nu a fost de când lumea, și valoarea unei așa zise opere este adesea aleatorie. Venim ca să socializăm, venim ca să ne cunoaștem și fără îndoială venim ca să devenim mai buni. Pictura, culoarea, grafica, fiindcă eu văd și aici piese de grafică, știți că dacă sunt aproape în alb, negru sau în două culori, un cal sau nu știu ce, ține mai mult de grafică din punctul meu de vedere decât din cel al picturii. Și aici venim, nu artiștii ca să spună, iată ce artist sunt eu, merg la școala populară de artă și dintr-o dată sunt mai artist decât alții care pictează de 50 de ani. Nu pentru asta venim aici. Eu am simțit între dumneavoastră acea lipsă totală de aroganță artistului. Am simțit că aici nu este vorba de o competiție. Am simțit că pictura v-a apropiat sufletește și v-a împrietenit mult mai mult decât ar fi putut să o facă orice altă activitate. Și eu felicit, fără îndoială, de la pământ până la cer, pe Biblioteca Județeană Chirileanu, care în parteneriat cu Fundația Ileana, doamna Cica, felicitări maxime, și Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, a reușit să facă acest lucru minunat. A reușit ca să dea o preocupare poate unor oameni care, unor persoane care se simțeau singure sau care aveau ceva de spus și nu găseau forma prin care să o facă. Și au găsit această formă de a se exprima prin artă. Fără să vrea, oamenii se deconspiră atunci când își aștept pe hârtie bogățiile sufletești. Vedem aici la doamna Ganea niște compoziții ilustre, vă rog să mă credeți. Nu am spus că toate sau, dar printre ele sunt piese formidabile. Și o felicit sincer, sunt naturi statice adevărate, așezate, echilibrat piesele pe care le-a avut drept model, au dat un tot unitar staturii naturii statice. Și vă spun, am rămas, nu știam cine a expus, când am intrat în colțul acela, m-am dus și când am auzit, doamna Ganea, doamna Ganea, dar m-am gândit, de când pictează doamna Ganea de a ajuns la asemenea performanță. Și apoi am făcut turul galeriei și am ajuns și în colțul acela, firește. Acolo cred că sunt doi sau trei expozanți, am văzut că sunt, cred că adesea teme de la Școala Populară de Artă, pentru că motivul se repetă. Adică este o țărancă cu maramă și într-un colț și într-altul, tratate diferit și trecute prin tematica, trecută prin simțirea fiecărui artist în parte. Și nu există loc în care să nu am câte ceva de admirat. Cu toată sinceritatea vă spun. Poate una îi place Floarea Soarelui. Ok, pe mine m-a fascinat ușa aceea. Este ceva, atâta mister ascunde, că îți dorești să pătrunzi, să vezi ce este acolo. Aceea vă spuneam, piesa aceea din partea de jos. Apoi mai departe mă uit la lanul acela de maci. Este fascinant. Și apoi mă uit la peisajul acela din fața mea, chiar din fața privirii mele de sus. Este al
Domnul Dascălu, aș fi putut să jur că e pictat de o femeie, pentru că este foarte sensibil. Și felul în care ați prins dumneavoastră detalii dintr-o pădure, cum se oglindește în lac, cum sunt sigură că asemenea frumuseți nu scapă femeilor, știți, dumneavoastră? Să stăm la țară, de asta pictează. Eu vă spun că pictează în primul rând așa de frumos pentru că este un talent nativ și că Dumnezeu l-a înzestrat cu mult har și cei de la oraș când văd asemenea păduri și așa sunt impresionați și bineînțeles că încearcă și ei să prindă pe pânză, să surprindă frumusețile pe care Dumnezeu ne le-a dăruit cu atâta mărinimie și pe care noi din pricina atâtor probleme, uneori între ghilimele, trebuie să spunem că nu sunt probleme adevărate, poate sunt neplăceri. Doar, și noi nu apucăm să le vedem. Știți, mai mult mergem cu privirea în pământ decât cu privirea în sus către Dumnezeu. Și de prea puține ori îi mulțumim pentru tot ceea ce El ne-a dăruit. Fiecăruia dintre noi, omenirii întregi, păi, și noi nu știm cum să o facem, parcă mai urât în loc să o facem mai frumoasă. De aceea, ceea ce faceți noastră astăzi aici este cu adevărat de felicitat. Și mergem mai departe puțin. Mai sunt acolo niște naturi statice, mai sunt... Am văzut, dacă mă credeți, am văzut un măr. Am văzut un măr. Un măr. Ei, cum poate să te impresioneze un fruct? Atât a pictat un fruct. Dar vedeți dumneavoastră, fructul acela pictat problematizează. Păi imediat îți pui problema. Ce-o fi cu fructul ăla? O fi ispita Evei? O fi un îndemn pentru ca noi să mâncăm sănătos? O fi pictat pur și simplu pentru că i-a plăcut roșul sau pentru că și-a dorit să prindă, să imortalizeze pe pânză o natură statică simplă. Pur și simplu. În simplitate stă rafinamentul și bunul gust. Știți, nu trebuie să faci neapărat decât dacă le faci cum le face doamna Ganea. Doar atunci poți să faci mai multe. Adesea, un singur fruct spune mai mult decât 10. Și tot așa merg mai departe, deja le văd mai greu, că le prind pe dreapta, sunt acolo niște armonii, niște dominante de culoare. Interesant și ochiul acela, tot văzător, mă gândesc eu cam ce a vrut să spună artistul și din coace văd un portret excepțional cu o bonetă albastră și niște ochi vii. Caii ăștia au un dinamism formidabil, a surprins artistul mișcarea. Am văzut cai și cai pictați, unii sunt statici, unii au cupitele uriașe, unii aici este vorba despre un artist care cunoaște foarte bine proporțiile, știți. Sunt cai, zici că are studii, o academie de artă, nu o școală populară de artă. Vă spun, sunt fascinată de ceea ce văd. Dacă am vorbit măcar despre un tablou, despre o lucrare de-a fiecărui pictor, eu sunt mulțumită cu ce am spus, sper că m-ați înțeles. Dar nu pot să închei fără să nu vorbesc de maestrul Mihai Jitaru. Da? Domnul Mihai Jitaru uimește prin ceea ce face. Vreau să vă spun că sunt aici sculpturi adevărate. Eu când am venit, am crezut că domnul este invitat, cu toată sinceritatea vă spun, nu că ar fi invitat pentru că sculptează și nu pictează. Eu am crezut că este invitat pentru că este artist profesionist, sculptor și ați invitat și pe un artist profesionist. Îmi place ceea ce văd și voiam să vă spun că este foarte greu de executat o sculptură când îți iei model o mână.
Este mult mai greu să sculptezi o mână decât un chip, pentru că mâinile sunt portrete. Există mâini care plâng, există mâini care cântă la pian, există mâini de muncitor, mâini de medic, de chirurg. Și când tu, ca artist, sculptor, reușești să creezi așa o mână, nu, atunci, desigur că meriți toate aplauzele și apoi celelalte simboluri pe care le vedeți. Uneori îți trebuiesc vreo 2-3 ore, știți, ca să stai în fața unei singure piese, ca să înțelegi ceea ce a vrut artistul. Alte ori, vă spun că nici nu e necesar să înțelegi, pentru că, ce să vedeți, uneori creatorul dă alte valențe lucrării sale, alte interpretări. Și există sau nu un feedback? Adică ceea ce vine despre artist, spre privitor, este una și s-ar putea să existe feedback, să se întoarcă spre artist și împreună să dea noi valențe opere. No. Unde vede artistul, să spunem, o pasăre. Măi, astăzi sau nu, dacă ne gândim la Brâncuș, eu pot să văd altceva. Nu? Pot să văd un animal, o pasăre fantastică, care nu există neapărat în realitate, dar care mie să-mi spună ceva. De aici vreau să vă spun că este vorba de un public de calitate și lucrul ăsta e admirabil. Chiar nu m-am întâlnit cu doamna Antoaneta Ciucă la Iași și am întâlnit-o aici. Dacă doamna Antoaneta Ciucă a venit aici pentru expoziția asta, înseamnă că meritați plecăciune adevărată și toate laudele pentru că vă ocupați de frumusețe, pentru că doriți să ne împărtășiți și nouă și să ne bucurăm împreună de tot ceea ce poate să ne aducă bucurie și veselie. Am venit noi câțiva ieșeni într-o tabără de creație la domnul psiholog, care este și pictor, Huza George. Am făcut o tabără de creație. Este în prima ediție, n-am făcut-o eu, a făcut-o dumnealui. Eu doar i-am dat concursul, invitând câțiva artiști din Galați, Bârlad, Botoșani, Sebeș, Cluj chiar și așa mai departe, poate îmi scapă câteva județe acum. Suntem vreo 14 în total. Și prin ce se diferențiază această tabără de celelalte? Prin faptul că nu am venit toți grămadă și am stat 6 zile sau 7, cum se stă de obicei, și nici nu i-am lăsat lucrările lui domnul Huza, pentru că am făcut fiecare câte una. Și inedit este faptul că neîntâlnit este faptul, neobișnuit, mai exact, că fiecare a venit când a putut și cum a putut. Unii sunt muzeografi, restauratori, nu sunt profesori, nu au vacanță, pot să-și ia 2 libere, 3 libere. Și au venit pe rând, 2-3 zile. Alții suntem pensionari și am putut să venim mai des. Știți că deja noi am făcut 2 drumuri până la Iași în timpul acestui tabere. În tabără fiind, ne-am dus la Telemoldova pentru că s-a sărbătorit acolo ceva, nu puteam să lipsim. Ne-am întors înapoi, mâine iar plecăm cu ea, sărbătorim pe domnul Petru Frăsilă, director televiziunii, și tot așa, așa a fost această tabără și a fost cu multe bucurii, multe alte feluri de bucurii și desigur dintre care nu au lipsit bucuria întâlnirilor deosebite, a schimbului de experiență care înseamnă o tabără de creație, că noi pentru asta venim, mâncare aveam și acasă și unde dormim și acasă, dar venim să vedem tehnicile de lucru, ceea ce faceți dumneavoastră la școala populară de artă, lucrați împreună acolo, adică nu vă ascundeți, știți că am fost și în tabere în care 2-3 artiști stăteau încuiați
în cameră și nu voiau să vadă tehnicile lor fabuloase, ceilalți colegi. Și mi s-a părut asta urât, în tabele alea nici nu m-am mai dus. Vă spun că asta este o tabără formidabilă și dacă domnul Huza o mai face, o va mai face, eu voi veni întotdeauna cu același drag. Și bucuria de data aceasta mi este îndoită pentru că mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră. Mari felicitări! Mulțumesc! Mulțumim doamnei profesor dr. Ofelia Huțul pentru generoasele aprecieri pe care ni le-a oferit atât despre lucrările expuse, cât și despre activitatea noastră, care este una dintre cele mai frumoase, cred, din cadrul celor realizate de Biblioteca Județeană Ghete Chirileanu Neamț. În continuare, vă propun să ne deconectăm cu un intermezzo muzical și îi vom avea în fața noastră pe doi tineri, foarte tineri, aș putea să spun, cântăreți, și anume Constantin Jean Motfolea și Ioana Autero. Vă rog.
Dumnezeu și bine v-am găsit! Mă numesc Mufule Jean Constantin și mulțumesc doamnei Ileana Crăciun pentru că m-a invitat aici să vă cânt în fața dumneavoastră și le felicit pe doamnele de la pictură pentru toate tablourile frumoase pictate. Uite, uite, uite așa. Îndemnul la voi e bun. Uite, uite, uite.
joci tinerești, uite, uite așa. Să
Mulțumesc frumos! Ioana Auțero, Constantin Jean Motfolea. Le mulțumim! Le mulțumim pentru că au venit cu sufletul lor de copil în fața noastră. Îi felicităm pentru realitatele pe care le au deja și le dorim succes în continuare. Pentru că domnul Mihai Andriș ține neapărat să vină în fața noastră, dar se grăbește, care e cel mai important de făcut, îl rugăm să vină în față. Seara bună la Doamne, bună seara la Domn. Când am plecat de acasă, mă gândeam să spun o poezie de William Shakespeare. Acum mi-am schimbat macazul pentru că am zis că este mai important când văd atâtea tablouri frumoase aici, în fiecare tablou parcă văd o poezie. Și de ce nu? Spun foarte multe tablouri că afară este primăvară. Într-adevăr, aș vrea ca doamnelor care au expus astăzi aceste tablouri, aceste picturi ca artiști plastici, să le dedic poezia mea pe care am scris-o în urmă cu vreo câțiva ani și care să o dăruiesc ca un fel de mărțișor, că toți suntem în luna martie și se oferă mărțișoare de la 1 până la 31 martie. Și ca să fiu mai scurt, intru direct în subiect. Poezia mea se intitulează Femeia și m-aș bucura dacă cineva mi-ar spune după aceea: măi, dar asta am mai auzit-o de la tine. Asta înseamnă că mă citește și pe mine cineva, pentru că după cum observăm câteodată, cartea se citește mai rar și se vinde mai greu, în schimb casele și țara se vinde pe degeaba. Femeia. Dar să pun și o leacă de ochelari să văd femeia mai bine. Totuși aș vrea să pomenesc aici numele artiștilor plastici care au expus aici, să învățăm și noi mai bine, să știm cine sunt și cum îi cheamă. Pe doamna Crăciun Cica o știm și este animatoarea, este și vecina mea de scară și așa că nu mă feresc-o. Doamna Lilia Chirile, Ecaterina Gane, Elena Iftodi, Ana Ivanov, Luminița Mamina, Elena Marcoci și Mihaela Mătasă, Margareta Neculai. Și le felicităm și cu această ocazie și mă închin în fața doamnei profesor, doctor, care ne-a expus așa de frumos, a prezentat așa de frumos această expoziție pe care noi încă n-am reușit să le vedem pe toate, dar mai avem timp până la sfârșitul expoziției pe 31 martie sau cât o mai fi aici. Femeia e rădăcina vieții pe acest pământ. E bibelăul ginga și cel purtăm în gând. E nor sau chiar furtună și soare arzător ce încălzește sufletul bărbaților. Femeia e ghiocelul ce prevestește primăvara. E floarea ce-au cântat-o poeții noștri vara. Este o eternă poveste de dragoste și dor ce însoțește zâmbetul pe chipul tuturor. Femeia e universul cerului senin, e ciocolata dulce și amaro din pelin, este ființa cea mai complicată pe care a creat-o natura vreodată. Femeia e planta tot tămăduitoare și care te tratează atunci când sufletul te doare. Este țesută din mii și mii de fire, iar într-un an o venerezi 365 de zile. Femeia pe pământ poate stârni războaie, pe mari conducători ea poate să îi îndoaie, cu vraja ei și farmecul cel are, îl ține pe bărbat mereu în desfătare. Femeia e soție și mamă și bunică, dar de peste tot adună ca harnica furnică, să aibă în casa ei bucate, bunăstare, zâmbindu-ți tandru când îi oferă o floare. Femeia iarna și primăvara în viața ta, pe această lume comparabilă cu o stea, e vara și toamnă vieții tale de bărbat, ce merită ca în cinstea ei să nu cazi în păcat. Femeia e o enigmă, încerci să o dezlegi, însă o vorbă spune că după ea să nu alergi. Să o faci să te iubească și în urma ta să vină, să o iubești ca pe regina nopții din grădină. Femeia este
a fost, va fi pe acest pământ, ființa cea mai dragă și lucrul cel mai sfânt, de aceea în casă când ai femeia și o floare, îți pare mai bună la gust orice mâncare. Și astfel, astăzi, în prag senin de primăvară, când florile încep să apară pe răzoare, femeia este sărbătorită și amplu venerată în România și pe terra toată. Vă mulțumesc pentru atenție și cu aceasta am vrut să înlătur o leacă acele vorbe care se mai spun când te întreabă cineva, băi, ce-i femeia asta? Un lucru rău la casa omului. Nu este adevărat, v-am spus în atâtea versuri ce reprezintă femeia. Vă mulțumesc! În cele ce urmează, rog pe domnul Dumitru Bezem, pictor, tradiționalist, aș putea spune, să... Nu dau verdicte, doar vă rog să ne vorbiți și dumneavoastră despre această minunată întâlnire cu artele și cu oamenii. Vă rog. Suntem în niște momente în care trebuie să omagiem eternul feminin, am înțeles, pentru că majoritatea de aici sunt doamne. Eu o cunosc pe doamna Cica de foarte multă vreme. Știu că este și pictoriță, și colecționară. O omagiez aici pe doamna Antoneta Ciucă și îi transmit și condoleanțe pentru pierderea celui care a fost soțul dânsei, un animator al artei, un critic. Dacă nu știți dumneavoastră, este unul dintre puținii care a întemeiat Școala Populară de Artă din Piatra Neamț, a și condus-o. A adus aici critici de artă, printre care Schileru și alții. Eu l-am cunoscut foarte bine, am fost chiar amici într-o anumită vreme, așa zic eu. Acum ce să spun, apropo de, pentru că doamna doctor, cu acribie a individualizat aici operele dumneavoastră. Sunt opere, să nu aveți nicio jenă. Eu nu fac discriminare între atitudinea față de arta dumneavoastră, cea a mea și a doamnei doctor, pentru că amator vine de la cuvântul ama, latin, amate și așa mai departe, amor, cum vreți dumneavoastră, iubire de frumos, până la urmă, în cazul acesta. Sigur, iubirile pot să fie de mai multe feluri, chiar trădătoare, ca să zicem așa. Eu, încă o dată, vreau să spun că omagiez faptul că dumneavoastră faceți aici o receptare directă a naturii, a frumosului din natură. Ceea ce este dezavoat foarte mult astăzi de această, cum se spune, pleiadă de artiști vizuali. Apropo de ce a spus de cei care merg în străinătate și vânează punctele. Punctele cu dolari, vreau să spun. Iertați-mă, nu vreau să ajung mai departe cu... Eu nu sunt un critic, am și eu părerile mele personale, am o anumită experiență în pictură, în acest domeniu. Nu mi-este jenă să vorbesc despre ceea ce cunosc, mai puțin despre ceea ce nu cunosc. Am fost și pedagog și cred că am fost un pedagog nu strălucit, dar un pedagog modest și la locul meu. Am învățat și carte. Reamintesc un lucru și pentru dumneavoastră este valabil încă în continuare și pentru mine. Pentru a vă lărgi orizontul acesta legat de artă în general, este nevoie să căutăm bibliotecile de artă. Sunt foarte bogate astăzi, anticariatele de asemenea, galeriile de artă și muzee. Sigur, astăzi, mergând la domnul Bali la birou, am găsit printre alte cărți de literatură, Sadoveanu, în fine avea și cărțile domnului Frăsilă, de care vorbim să spunea și cu care eu sunt în relații foarte bune. Ce misiune s-a putea lui la ea? Mulțumesc! Modest, încerc să nu mă laud.
îl pomeneam pentru că este un sprijinitor al artelor și al culturii în general. Domnul Balint avea pe birou o carte anume, se numește Curente în pictură. Dumneavoastră care pictați doamnelor, eu vă dau un sfat. Nu este un îndemn din acesta prețios sau ultimativ, ci este un sfat de la inimă, de la inima omului care și-a dorit să cunoască mai mult din domeniul artelor plastice. Este vorba de cartea aceasta Curente în pictură, pe care dânsul a dat pe birou și l-am lăudat. Eu am foarte multe cărți de artă, o bibliotecă, mi-am sacrificat mijloacele mele financiare pentru a-mi mobila, ca să spun așa, biblioteca mea de artă. Poate n-am rafturi suficiente, am cărți peste tot și unde pictez. Citesc, nu stau, cum să spun eu, și ascult palavre despre artă, nici ale criticilor, nici ale celor care nu fac această, ca să zicem așa, omagiere. Pentru că a te dedica artelor înseamnă, în primul rând, la vremea vremurile acestea, un sacrificiu. Noi trăim niște vremuri foarte complicate. Citeam tot în cartea, așa să citesc de aici, în cartea pe care o avea pe birou domnul Balin, era acolo o lucrare, și o să ajung imediat la citat, undeva pe pagina aceea se spunea așa, există figurație liberă, populară, deci avem toți acces la așa ceva, să figurăm în imagini, în gesturi, în artă în general, în muzică, în poezie, după cum ați văzut cum a făcut domnul Andriș. Cu mare libertate și cu mare delicatețe în același timp. Dacă slujitorul artei are și acest, ca să spunem, suport al sensibilității și al unei culturi pe care se poate bizui, el poate să ajungă pe niște trepte ale omagierii lui, operei lui. Deci există figurație liberă populară și există o figurație savantă, apropo de ce spunea doamna doctor, figurația savantă presupune mijloace de un limbaj sofisticat, uneori alambicat, greu de înțeles, dar totuși el este asumat acestui demers al artistului de a cunoaște universul, lumea și așa. Artistul este un cercetător, până la urmă, uitați-vă aici. Eu trebuie să remarc pe doamna Luminița Mamina, care este și colecționară, da, are niște lucrări foarte delicate acolo, o să-l vedeți dumneavoastră, pe doamna Margareta Neculaie, care îmi zâmbește delicat, este o sensibilă în ce face și apropo de faptul că desenează bine, asta presupune că trebuie să înțelegem că suportul pentru imaginea artistică, în primul rând, este desen, linia, punctul, cum spunea doamna doctor. Sigur, mai departe, avem acolo doamna Gania, care a evoluat la un nivel acceptabil, ca să spun eu, din punct de vedere plastic, are chiar reușite. Mă iertați că spun lucrul ăsta, nu trebuie să exagerăm. Dânsele sunt într-un demers artistic înspre o evoluție care, sigur, le va consacra. Vor rămâne numele lor. Fiecare dintre noi care atingem o petală colorată sau știu eu, o paletă, o pensulă, s-ar putea să rămânem în timp și să facem bine celor din jur. Spuneam că revin la citatul ăsta și după aia am așteptat prea mult și am obosit, ca să vă spun așa, uitând de fapt ce gândeam să spun la început. Acum revin la citat. Citatul se referă la o lucrare a unui artist. Este o lucrare foarte complicată. Aici doamna doctor știe că există artă brută, există artă... În fine, există curente. V-am trimis la această carte cu curente în artă. Era vorba de o lucrare a unui artist
se referea la un moment istoric din al doilea război mondial, de fapt care a declanșat intrarea Americii în război. Era Pearl Harbor, momentul în care japonezii au atacat, uitați-vă că se poate face și politică prin asta, vedeți? Momentul în care japonezii i-au atacat pe americani. Să vedeți acea lucrare de acolo. Sunt sugerate niște embarcațiuni și ceva ca focul care coboară din cer. Erau bombardate navele americane din acel golf. Și ce spune artistul care a pictat? Zice, sunt mereu război. El își, până la urmă, își declină cel a impulsionat, care a fost imboldul pentru realizarea acestui lucru. De aceea este foarte bine să avem o motivație, chiar teoretică, să facem ceva. Să nu ne fie teamă, pentru că putem gândi. Deci cum gândim în imagine, putem să gândim și în cuvinte, și în, în concepte. El spune așa, mereu război. Toată lumea se bate. Vorbea despre bătălie în general. Toată lumea vrea să te bată. Hiperviolent. Mereu e cineva care vrea să te bată, mereu e cineva care vrea să te depășească, ca să te umilească. Ne batem mereu cu noi înșine. Și mai spune, evreii se bat cu arabi, microbii cu doctori, femeile cu bărbații. În fine, unii cu hienele și King Kong se bate cu Godzilla, negru se bate cu albul. Eu mă bat cu mine. Deci suntem într-o continuă dispută. Aici ce am văzut eu ne eliberează de așa ceva. Vă spun încă o dată, am fost profund impresionat de această, ca să zic așa, libertate pe care vă puteți aporta. Aveți probleme acasă, aveți copii, unele dintre dumneavoastră aveți o vârstă. Depășiți aceste momente, este foarte bine că pictura poate să constituie pentru dumneavoastră un adjuvant, poate să constituie o tămăduire, ca să zicem. Eu am mai spus lucrul ăsta, poate m-am spus în dialogurile acelea cu domnul Frăsilă. E o terapie pentru noi toți. Și mai ales pentru dumneavoastră, care aveți destule probleme. Și nu e ușor în lumea de astăzi să fii femeie. O spun și eu ca domnul Caracoietu, ca domnul Andriș. E foarte greu să ai grijă de casă, de copii și societatea să te sprijine foarte puțin. Faptul că ați mers la aceste cursuri de pictură la domnul Bistricianu, pe care îl cunosc și îl apreciez, oarecum vă dă un spor în această eliberare. Puteți să lucrați pe cont propriu. Este bine să testați continuu materialele diverse. Mă refer la ulei, la gouașă, la tempera, chiar grafica, alb-negru și așa mai departe. Sigur, așa cum spunea doamna doctor, pictura este regina artelor și sculptura, eu am avut foarte mulți prieteni sculptori mari din România, am avut și pictori, am avut și regizori, cum am mai spus, de film și așa mai departe, am o vârstă, am prieteni medii culturale, chiar boieme la un moment dat, nu mi-e frică să vă spun, mergeți înainte cu curaj, aveți mare grijă de inima și mintea dumneavoastră, pentru că numai cu asta vă puteți salva. Să vă dea Dumnezeu sănătate, doamnelor, ci ca putere, de când ne știm, de foarte multă vreme, din secolul trecut, ea colecționa lucrări, are și de ale mele, de ale domnului Cepoi, dacă mai, și de ale lui Costică Filimon, și așa mai departe. Ulian și ceilalți care eram atunci, eram și noi niște începători, pentru că ne câștigam existența
foarte greu să-ți câștigi existența din ceea ce faci din artă, în general, din pictură, din... Trebuie să ajungi la un anumit nivel. Dacă ajungi profesor universitar, atunci sigur se schimbă lucrurile, mai dai din picioare. Și să mă ierte, doamna doctor, să mergem înainte, așa cum am spus, fără răutăți, fără ranchiune, cu inima pe inimă, sunteți frumoase, talentate și deștepte. Să vă dea Dumnezeu să ne dați și tot așa. Vă dea Dumnezeu sănătate la toate. Inimă bună. Aș vrea să vă propun un alt intermețiu muzical, susținut de data aceasta de doamna profesoară Cristina Marin, dar înainte de asta aș vrea să-l încurajez puțin pe tânărul Costache Lupu să vină să ne recite scurta poezie pe care ne-a promis-o și să ne spună câteva vorbe. Asta ca să mă încurajați, am foarte mari emoții. Eu nu sunt la prima abatere de a participa la un asemenea eveniment important dintr-un domeniu al artelor care este, așa cum se spune aici, extraordinar de greu de atins, dar în același timp care dă posibilitatea de a te exprima. Astăzi când am venit aici, am trăit un sentiment extraordinar și m-am gândit că trebuia să se organizeze acest eveniment pentru ca soarele primăverii să coboare și asupra orașului Piatra Neamț și așa cum se întâmpla la ora respectivă în această cupolă, să se întâlnească lumina soarelui cu lumina acestor lucrări care, bineînțeles, transmit lumina sufletelor, cum spunea foarte bine doamna doctor la început, transmit lumina sufletelor, autoarelor care au îndrăznit să le expună astăzi aici. Nu putem decât să ne emoționăm în fața acestor lucrări de artă și în același timp să le apreciem și să citim în sufletul acelor care le-au creat numai tinerețe, numai entuziasm, numai optimism, numai dragoste de viață. Felicitări, doamnelor! Pentru ceea ce ați realizat. Și domnilor, să mai puțin. Într-adevăr, suntem în luna martie, cum spunea domnul Andriș aici, și această lună este închinată celor mai frumoase, mai iubite, mai prețioase, prețioase la în termeni extraordinari, nu prețioase în termeni de altă natură. Eu am venit aici braț la braț cu Blaga ca să le ofer doamnelor câteva versuri, chiar dacă poezia respectivă este dedicată vârstei noastre, ea cuprinde în substrat filozofic, așa cum este Blaga, îndemnul de a fi mereu tineri și de a avea mereu primăvara în suflete. O toamnă va veni cândva târziu, când tu, iubito, îmi vei cuprinde gâtul tremurând și strâns vei atârna de mine cum atârnă o cunună de flori uscate de stâlpul alb de marmură al unei cripte. O toamnă va veni și o să-ți despoaie de primăvară trupul, fruntea, nopțile și dorul și-ți va răpi petalele și zorile, lăsându-ți doar amurgurile grele și pustii. O toamnă va veni și mașteră din toate florile ce le-ai avut vreodată, numai pe celea nu o să ți le ia, ci o să le așterni peste mormânturile tuturor acelora care se duc pe veci cu primăvara ta. Asta e primăvara care se duce pe veci cu autoarele lor. Mulțumesc! Bravo!
Mulțumim domnului profesor Costache Lupu. Să vă mărturisesc că în scurta discuție dinainte de eveniment mi-a mărturisit că vrea să relanseze o invitație pe care n-am mai făcut-o și vă zic eu, și anume domnul profesor este președintele clubului sportiv Ecvestru, care administrează baza hipică Virgil Bărbuceanu Petre Neamț. Și a promis că le invită iar pe doamne și pe domn într-o tabără de pictură. Uite, acum se poate să lansezi invitația extins și pentru doamna Huțul și pentru mulțumesc, cei care au fost. Mulțumesc. Să vină la baza hipică, să picteze și să expună și acolo în aer liber. Nu, asta nu. Foarte mare căutare. Așa cum am spus, aș vrea ca în continuare să trecem mai departe printr-un intermezzo muzical susținut de profesoara Cristina Marin. Vă rog, doamnă. Să mă ierți, iubită mamă, pentru tot ce ți-am făcut. Ai în inimă o rană și în suflet un sărut. Știu, măicuța mea prea bună, că te rog să-mi fie bine și că n-are cine să-ți spună nicio veste despre mine. Îți promit, măicuță dragă, că-mi zămin curând acasă. Am să las lumea întreagă să mai stă Anilza, chiar și palmele crăpate, văd și candela aprinsă, cum te rogi în miez de noapte. Îți promit, iubită mamă, că-am să vin curând acasă, am să vin să stau cu tine, să mai stă. Să-ți alin dorul de mine, să nu fie prea târziu. Știu că plângi de dor de mine, în odaia întunecoasă, iar eu plâng prin țări străine, tot sperând să vin acasă. Soarta m-a trimis în lume, să-mi găsesc un rost în viață, fără casă, fără nume, printre suflete de gheață. Îți promit, măicuță dragă, că am să vin curând acasă, am să las lumea întreagă să mai stă. Să-ți alin dorul de mine, să nu fie prea târziu. Știu că ți-este dor de mine, iar dorința ta curată e să apuci ziua de mâine, ca să mă mai vezi odată. Să-mi da de mult ștergat, să vin curând acasă,
mai stăm un pic la masă. Am să vin să stau cu tine, ca o umbră am să-ți fiu, să-ți alin norul de mine, să nu fie prea târziu, să nu fie prea târziu. Când femeile se roagă, cerul freamătă ușor, Dumnezeu le ascultă glasul și le trimite ajutor. O altă melodie compusă de mine, pe versurile domnului Corneliu Dobrincu. Când femeile se roagă, cerul freamătă ușor, Dumnezeu le ascultă glasul, le de ziua voastră, dragi femei, versuri Părintele Sorin Croitoru. Fără femeie nu am fi, fără femei ce am iubit, fără femeie mângâieri nu am primit de nicăieri, fără femei nu am visat, fără femei
am luptat. Lipsiți de scumpele femei, poeții n-ar avea idei. De ziua voastră, dragi femei, primiți atâția ghiocei și atâta dragoste primiți, cât suflet știți să dăruiți, să vă păzească Dumnezeu, ca să ne însoțiți mereu, în ani mai răi și în ani mai buni, în zile calme, în zile calme și în furtuni. Sunt slabe însă lipsa lor, usucă sufletul de dor. Acelea mici trecut au feți frumoși voinici, atâta pace știu să dea în clipele de viață grea. Cu ele alături ești erou, te întărești și lupți din nou. Cu o femeie lângă ei, fricoșii se prefac în se îmblânzesc și cei ce supărați zâmbesc. Cum voi se zice în scripturi, suntem doar simple firmituri, căci după câte înțeleg, doar el plus ea sunt om întreg. De ziua voastră, dragi femei, primiți atâția ghiocei și atâta dragoste primiți, cât suflet știți să dăruiți, să vă păzească Dumnezeu, ca să ne însoțiți mereu, în ani mai răi și în ani mai buni, în zile calme, în zile calme și în furtuni. Am fost zidiți în așa fel, fără el, dar niciun el nu ar putea să fie dacă n-ar fi ea. Măicuța Domnului cel Sfânt să vă păzească pe pământ, ca să ne însoțiți mereu cu bunătățile din voi. De ziua voastră, dragi femei, primiți atâția ghiocei și atâta dragoste primiți, cât suflet știți să dăruiți, să vă păzească Dumnezeu, ca să ne însoțiți mereu, în ani mai răi și în ani mai buni, în zile calme, în zile calme. Eu vreau să mulțumesc doamnei Cristina Marin pentru intervenția muzicală din această seară minunată și pentru faptul că nu a existat ediția acestor întâlniri de la care să absenteze, deși vine de la Bicaz, de la Bicaz Chei, de departe, mai întârzie, cum am întârziat puțin și astăzi, dar este tot timpul prezentă. Vă mulțumim! Și cum frumosul nu se manifestă doar într-un anumit fel, ci prin numeroase fațete, unul dintre expozanții lăudați pentru sensibilitate chiar feminină, Dan Radu Dascălu, a notat câteva cuvinte, vă rog, la tablă, și vine în fața noastră, după care o să avem un nou moment muzical. Domnul Dascălu, vă rugăm. Eu am încercat să fac și eu, adică mai mă cochetez și eu cu, nu cu poezie, cu
un fel de cuvinte care sună din coadă. Primul se numește anotimpuri. Când se încălzește afară, miroase a primăvară. Iese greierul, furnica, vine barza, rândunica, copiii râs gomotoși și iau cam în râs pe moși. Vine vara cu arșiță, un tânăr și cu o domniță trag până pe bancă o fugă să se pupe ascuns sub lugă. Ia ca toamna colorată a sosit neanunțată. Tinerii, adulți acum, sunt serioși și își văd de drum. Din păcate, toamna trece și apare iarna cea rece. Adulții, acum moși, bătrâni și bolnăvicioși, își fac bocceaua să plece undeva unde e mai rece. Și iar se încălzește afară, iar miroase a primăvară, iar vin greierul, furnica, barza și curândunica. Acum, alți țânci zgomotoși îi iau în râs pe moși. Moși care, după cum știi, parcă ei erau copii și râdeau, mai țineți minte, de moșii de mai înainte. Următoarea se numește primăvara. În sfârșit de primăvara au apărut ghioceii. Acuși vine pupăza și ne cântă dintr-un tei. Toată iarna am așteptat-o și uite că n-a fost în van. Inima o simt cum crește, s-a făcut cât un bostan. Mugurașul scoate capul, cam timid, tare fricos. Asta până se face mare, când e mic e rușinos. Acum se întoarce barza și ne umple de copii. Băieței cu inc în fund și fetițe mici, zglobii. Ei toți strică mașinuțe, ele în fașă păpuși. Când cresc, își iau lumea în cap, nu-i mai vezi, cu toți îți duși. Îți mai trimit câte o poză cu altă față, cu alt look. Te uiți lung la ea, oftezi, stând pe prins pe singur cuc. Noroc că mai vine mâța și îți toace la picioare, ai cu cine să te bucuri de natură, de o floare. În rest, totul de frumos, e cald și plăcut afară. Scui pensând că a trecut iarna și ai mai prins o primăvară. Ultima, e legat un pic de tema de azi, se numește arta. Vă zic eu că e o poezioare euforică. Ieri am vândut un tablou, m-am îmbogățit. Cu banii pe cel din iarnă mi-am luat colțuni de m-am primenit. Am primit laude multe, toți au zis frumos, un amic chiar m-a pupat, ai să ajungi faimos. De mai vând unul la vară, chiar mă bate gândul, clienții la ușa mea o să facă rândul. Fac bani pentru bălțătești, știți, la stațiune. Îmi permit, poate să-mi iau și o pungă de alune. La iară, toți stau în casă, mai pitez vreo două și de toți banii mei un cofraj cu ouă. Mai pitez la primăvară un coș cu pisici, așa se vând bine acum, pentru că au lipici. Am deja un lucru cu o pisicuță, dacă îl vând, am eu un gând să-mi iau forfecuță. Din bazar, la preț redus, secund, una veche. Iar ca să mă dau maestru, îmi tai o ureche. Arta e frumoasă și e și bănoasă și e foarte prețuită, te face bogat. Nu-ți mai trebuie pensie, nu-ți mai trebuie ajutoare, nimic de la stat. Mulțumesc, sănătate! În cele ce urmează, vă propun un moment muzical din câte bănuiesc eu mai vioi, și anume Ruxandra Dascălu și George Liliac. Am să cânt două piese de Valsterian, o piesă mai puțin cunoscută, Urare, care va fi a doua piesă, și prima piesă, Cântec de oameni. Am zis să vin cu niște piese frumoase, nu știu cum să zic. Cam așa.
să înțelegem că pâinea naște pâine. Ei, aici la noi, pe acest pământ, oameni buni au fost, oameni buni mai sunt. Ei, aici la noi, pe acest pământ, oameni buni mai sunt. Ei, aici la noi, pe acest pământ, oameni buni au fost, oameni buni mai sunt. Pe buze nu mai zâmbet, în suflet bucurie, să-ți fie somnul liniștit mereu, așa să fie. Să ai încredere că poți să fii de omenie pentru nepoți și strănepoți, mereu așa să fie. Să fie câți au fost și sunt, și pace în vecie, să fie viață pe pământ, mereu așa să fie. Să fie câți au fost și sunt, și pace în vecie, să fie viață pe pământ, mereu așa să fie. A gândului solie și fericire mai ales, mereu așa să fie. Să fie pururi pentru noi, planeta veșnicie, și fără teamă de război, mereu așa să fie. Să fie câți au fost și sunt, și pace în vecie, să fie viață pe pământ, mereu așa să fie. Să fie câți au fost și sunt, și pace în vecie, să fie viață pe pământ, mereu așa să fie. Drumul, drumul ți-e prieten.
și în drumul tău pe unde ajungi, ce poteci ai să apuci din când în când să-ți fie dor. Să nu mă uiți ca pe oricine ce-l întâlnești în drumul tău. Tu nu știi drumul unde duce, la capăt vei ajunge, poate acolo voi fi eu. Și câți oameni au trecut prin viața mea, tu rămâi iubirea mare, știu că nu te voi uita. Și mi-ar fi plăcut să fii al meu cu mine mereu, dar uite-mă singurica, merg frumos pe drumul meu. Drumul duce doar acasă, unde te așteaptă ușa neîncuiată, toți ai tăi la masă.
fericirea pe care o primesc, doar cu tine vreau să o trăiesc. Oh, tu mă vezi mai frumoasă decât știu eu, mă faci să simt că sunt centrul. Mulțumim, Ruxandra Dascălu și George Vileacu. Nu neapărat pentru că bărbații sunt minoritari printre expozanți, aș vrea în cele ce urmează să ni se adreseze invitatul special Mihai Jitaru, sculptor venit de la România. Bună ziua, bună seara, un salut prietenesc tuturor, în special un salut deosebit doamnelor, dacă toți bărbații au oferit cuvinte frumoase doamnelor, nu pot să fiu și eu mai misogin decât ei. La mulți ani tuturor doamnelor și un gând bun. Mă numesc Mihai Jitaru, sunt născut într-un sătuc care se află între Humulești lui Creangă, adică Târgu Neamț și Humulești, și Fălticenii lui Ion Irimescu, marele sculptor al nostru. Am trăit la Roman, am locuit la Roman până în toamna trecută, m-am retras în satul meu natal, Poiana, pentru că nu e așa, cum zice poetul filozof, veșnicia la sat s-a născut. Așa. Nu o să vă țin un discurs mare, pentru că fac parte din colectivul dumneavoastră pentru prima oară și pentru aceasta mulțumesc doamnei Ileana Crăciun. Mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Eu m-am întâlnit cu doamna Ileana la Roman, la Muzeul de Artă, unde am colaborat mai des decât cu Piatra Neamțu, pentru că la bază sunt învățător, iar dascăl, nu profesor de învățământ primar, ci dascăl. Sunt foarte fericit că aici, la această activitate, m-am reîntâlnit cu mentorul meu din liceu pedagogic din Piatra Neamț, dirigintele meu de clasă și profesor de matematică, Octavian Macovei. Plecăciune, domnul dirigint! O mare perioadă, 26 de ani, am practicat ca învățător, după aceea am plecat în Italia datorită unor probleme, zic eu, obiective, și acolo, în Italia, mi-a venit gândul cel bun. La 45 de ani m-am apucat să sculptez. Poate că era în sufletul meu mai dinainte acest lucru, pentru că m-am născut într-o familie în care tatăl meu era tâmplar, și, bineînțeles, mirosul talașului, al lemnului, formele, culorile lemnului, anumite instrumente și unelte de lucru le-am cunoscut de la tatăl meu, dar nu m-am apucat niciodată de sculptat și atunci, în Italia, poate și din dorul de acasă, am început această activitate ca autodidact, nefăcând cursuri de artă. Este o activitate foarte frumoasă. Nu vreau să fac competiție aici cu doamnele care pictează, pentru că sunt activități deosebite, sunt oameni de artă cu o deosebită simțire. Numai că eu, dacă s-a nimerit să fiu singurul sculptor de aici, trebuie să-mi spun și eu câteva cuvinte despre partea mea, nu? Așa. Vreau să spun că, numai câteva cuvinte să vă spun despre lemn, este o activitate extraordinar de frumoasă să lucrezi cu lemnul, pentru că ajungi la un moment dat să discuți cu lemnul.
în singurătatea ta acolo în atelier, nu mai simți nici bocănetele, nici dălțile, nici ciocanele, ci privești numai desenele lemnului, formele și visezi la formele pe care vrei tu să le creezi și să le dai viață. Lemnul este pentru mine prietenul cel mai bun atunci când sunt retras în atelierul meu și lucrez cu el. În Italia, după ce m-am apucat de lucru, întâi am început cu creenci, cu ramuri din compaci, le-am ajustat, le-am făcut, le-am dat forme deosebite și apoi m-am apucat de sculptat de adevăratele. La început a fost foarte greu pentru că nu știam de unde să aleg lemnul. Nu este ușor să găsești un lemn, trebuie bine uscat, trebuie bine ales. Dar pe parcurs am primit chiar din România lemn de păr, așa că mă pot lăuda că primele mele sculpturi au fost făcute în Italia cu lemn din România, ce e un lucru deosebit de frumos. Mi-am propus de la începutul activității mele cu lemnul să nu mă apuc de sculptat ursuleți, veverițe, eu știu, deși toată cinstea și toată recunoștința pentru artizanii noștri și meșterii noștri populari. Eu am vrut să sculptez, nu la valoarea lui Constantin Brâncuș, nici a lui Ion Irimescu, sentimente, idei, gânduri despre viață în special, pentru că viața este cea care ne oferă cele mai multe surse de inspirație. Viața, în schimb, are și lucruri bune, are și lucruri rele și eu am căutat prin lucrările mele să surprind aceste lucruri și pozitive și negative din lumea noastră. Consider că arta poate să fie o formă de luptă împotriva tot ceea ce este rău printre noi. De aceea, pentru astăzi, am ales 4 din cele 100, nu știu câte lucrări ale mele, mai sugestive puțin, pentru că ne aflăm într-un locaj de cultură. Am ales o lucrare care se numește Ochi de cărturar, pentru că na, este acasă la el. După aceea am ales o mână pe o parte și pe partea cealaltă, dacă vă veți uita, este un porumbel cu creanga de măslin în cioc, pentru că este vremea unei păci. Numai că această pace nu trebuie adusă pe tunuri și pe tancuri, ci trebuie făcută cu adevărat în favoarea oamenilor. După aceea am ales o lucrare care se numește Lacrima neputinței, pentru că, într-adevăr, perioada aceasta este lacrima neputinței, nici măcar nu mai putem plânge, pentru că undeva, acolo pe sus, s-au schimbat capetele. În loc de capete rotunde care gândesc, sunt capete pătrate și atunci ajungem la această lacrimă a neputinței. Deși, pe verso, dacă vă uitați la lucrarea respectivă, apare un soare, un munte, un râu, ceea ce înseamnă că totuși speranța nu moare niciodată. Și am mai ales o mână din lemn de măslin, care se numește mână de artist, ca să fie sugestivă și pentru mine. În completare vreau să vă spun că în vremea când sculptam, ideile veneau noaptea, pe drum, mergând, în diferite ocazii, excursii sau altceva, și m-am gândit eu ca pentru fiecare sculptură de-a mea să scriu și câte o poezie. Neavând pretenția unui poet care mânuiește cu adevărat metaforele, în adevăratul sens al cuvântului, ce eu mi-am propus, poate este și o boală a învățătorului din mine, să scriu o poezie pentru tot românul de rând, adică să o înțeleagă destul de bine, în schimb, toate poeziile să aibă un anumit mesaj ca să pătrundă la sufletul oamenilor. Așa se face că pentru toate sculpturile pe care le-am făcut eu, am scris câte o poezie și le-am împărțit în 3 teme. Pentru că arta în sine cuprinde și cele 3 mari virtuți ale noastre, credința, nădejdea și dragostea, și eu cred că arta, prin aceste virtuți pe care le-am amintit mai înainte, poate să salveze omenirea, atunci temele mele au fost acestea. Primul volum s-a numit Parfum de lemn aproape de Dumnezeu, al doilea volum Parfum de lemn aproape de iubire, în schimb al treilea nu se va mai numi ceva cu speranță, ci va fi un volum care se va numi Departe de noi, adică va cuprinde poezii împotriva
guvernanților, împotriva tot ceea ce este rău, malefic în societatea noastră, ceea ce ne împiedică să pătrundem la frumosul din viața noastră, ceea ce ne împiedică, chiar ne blestemă să devenim mai puțin mani, mai puțin buni, mai puțin tolerabili. Ceea ce arta nu vrea acest lucru. Deci prin artă putem să salvăm omenirea și să devenim, așa cum eram noi odată, mai puri, mai cu bun simț, mai frumoși și mai deschiși. Într-un cuvânt, mai liberi. Pentru că libertatea pe care o avem noi astăzi este o libertate mai puțin înțeleasă, pentru că un om liber cu adevărat este un om care trăiește numai în bucurii, cu frumosul alături de el. Și ca să nu mai lungim mult așa, o să vă rog să mă ascultați, să-mi ascultați două poezii, dar înainte de asta, câteva cuvinte despre ideea mea asupra sculpturii. Pătrunzând în esența lemnului, încercând să-i deslușesc misterele și să-i croiesc formele visate, dialogând în taine cu fibrele armonioase, am dezvăluit muzicalitatea sa inconfundabilă. Inspirat și stimulat de rezonanța toacei de la schit, de vaietul tulnicului și de trilurile doinite ale fluierului, mi-am dorit să deschid larg ferestrele spre înălțarea poeziei lemnului. Armonia dintre sculptură și poezie mi-a purtat sufletul deasupra negurii cotidiene. Una din poeziile pe care vreau să vă le recit, mai bine spus să vă le citesc, pentru că n-am veleități de mare actor, este cea care se referă la ochiul de cărturar, aflându-ne în Biblioteca Județeană de la Piatra Neamț. Ochiul de cărturar, închegat din unghiul minții, din a inimii trăire, de unde se adapă sfinții, loc sortit la nemurire, luminat de multe muze ce cotrobie prin arte, aducând surâs pe puze și semințe pentru o carte, înzestrat de Duhul Sfânt, cu talent și har divin, măestrie în cuvânt și scăldat în cer senin, ochiul viu de cărturar e dotat cu agerime, luminos și plin de jar, cu vederi în profunzime. Sub lentila străvezie e legat de o ursită, de cerneala albăstrie și de pana ascuțită. El, bătrânul scriitor, se inspiră, se adapă din mândrețe de izvor, sorbind apa din năstrapă. Cel nutrește cu scenarii, cu istorii povestite, vorbe dulci, emoții varii și cu rime potrivite. Viața lui este un vis, sacrificiul încitate, ochiul său mereu deschis, vede în eternitate. Și ce are referitoare la mâna de artist, este lemn de măslin, lemn de măslin este foarte frumos și se apropie de credință mai mult de Dumnezeu, nu? Mână de artist. Din creația divină s-a desprins un grup aparte. Truditorii care alină, visătorii cei din arte, creatorii de frumos, care în opere sădesc harul lor miraculos și talentul cel zeesc. Dar și mintea creatoare, toată inspirația, trudă multă și candoare, de la muze, grația. Mâna în care harul arde, de frumoase făcătoare, atingând clape și coarde, scoate cânturi uimitoare, ia peneluri și culori, cu migalele așează, scoțând pânze cu valori, lumea de se minunează. Prinde lutul și îl frământă, îl învârte sus pe roate, îl mângâie și îl descântă și ies vase minunate. Un artist cu alta în mână, calm esența o învie, sapă în lemn ca să rămână mari sculpturi pentru vecie. Un omagiu pentru mână, fredonat de un naist, și un titlu să rămână simplu, mână de artist. Un puțin mai filozofică pentru a face continuitatea dintre generații, pentru că noi deja, care am ieșit la pensie, ne-am făcut, să spunem, datoria așa cum am putut noi să ne-o facem. Întrebarea este, cei care vin în urma noastră vor să ne continue activitatea sau nu vor continua? Și atunci poezia se numește Metamorfoză. Viața întreagă a trudit un bătrân cu fruntea lată să rămână drept, cinstit, cu onoare nepătată. Din tradiție a mușcat, fiind model printre creștini, dârzi povara și-a purtat ca să prindă rădăcini. Și-a iubit neamul și graiul, piscul, marea și câmpia, patria i-a fost ca raiul, toate i-au crescut mândria. Acum către a sfințit,
Fruntea-i de plin, de gânduri plină. Oare Bobo a încolțit din bătrâna-i rădăcină? Gândul i s-a înaripat, un miracol de cu seamă. Capul i s-a transformat într-un pântece de mamă. Va purta și ea povara sarcinii, tot cu prestanță, până va răsări comoara ca o undă de speranță. Dar un gând de țintuit pe fruntea de odinioară, va putea pruncul râvnit să preia vechea povară, de a păzi averea toată reușind să o înflorească, să nu uite niciodată rădășina strămoșească? Într-o lume cu fofeze, ce anapoda se schimbă, va fi greu ca să păstreze neam, istorie și limbă. Doamne, ai milă cerească, unde șanse multe nu-s, fă ca pruncul să dorească să ne țină steagul sus. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc pentru cuvintele frumoase, doamne profesor doctor, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor și mă bucur foarte mult că v-am cunoscut. Mulțumim domnului Mihai Jitaru. Trebuie să mulțumim publicului că fără dumneavoastră degeaba am expune noi tablourile. Mulțumim invitaților de la Iași, doamnelor și domnilor. Doamnele sunt aici, domnii sunt afară. Mulțumesc doamnei Ofelia că a reușit să ne caracterizeze pe fiecare. Le mulțumesc colegilor mele. Și aș vrea să spună și ele două, trei cuvinte. Să vă spun, să vă repet două versuri care vi le-am mai spus, dar poate le-ați uitat, că îmi era dor de dumneavoastră ca unui zid de o fereastră a lui Nicolae Dabija, care mi s-au părut potrivite pentru întâlnirile noastre. Să vă doresc să fiți sănătoși, să aveți un Paște fericit și să veniți de fiecare dată când vă chemăm, că vă oferim momente frumoase, cred. Domnul, de 7 ani de când colaborez cu biblioteca, prima dată când domnul Balint îmi laudă și mie un tablou. M-a mirat. Niciodată nu a spus nimic. Așa. În ce privește pe domnul Dascălu, prietenul meu, sunt cu el, nu, suntem prieteni, dar ne tachinăm tot timpul așa. Să fiți sănătoși, fericiți și bucurați-vă de viață cât mai este. Am citit niște povestiri vienezii. Deci, frumos viața de-o trăiești, foarte greu îmbătrânești. Deci aveți grijă cât mai avem să fie clipe frumoase și să ne bucurăm de tot ce este. Colegile mele, vă rog frumos, care vrea să spună, să spună ceva. Bună seara! Mulțumesc foarte mult tuturor celor care sunt prezenți în sală. Mulțumesc invitațiilor noștri de seamă. Mulțumesc foarte mult pentru laudele pe care le-am primit, eu așa le consider. Vreau să spun că nu pictez decât de 2 ani și un pic și că voi picta în continuare și pentru mine pictatul este o terapie. Și a venit într-un moment în care, într-adevăr, aveam nevoie de ceva suplimentare pentru a merge mai departe și a fi fericită și a fi bucuroasă. Vă mulțumesc din suflet! Noi, ca pictorii, nu suntem cu cuvântul maestri, dar avem și noi, cum se cheamă, am scris câteva cuvinte provocate de o colegă. Ce simt din ceea ce văd pe Facebook, am început să scriu câteva cuvinte la tablourile care le pictez. Ce simt eu? Dacă ceilalți văd la fel ca mine, e ok, e un feedback, cum zicea. Dacă nu, eu ceea ce simt aia pictez și am libertatea asta. Pentru mine pictura e o pasiune și o terapie, într-adevăr. Mă simt foarte fericită când am timp să pictez ceea ce simte sufletul meu și culorile care le simt eu. Mă aplec cu condeiul în mână, dar nu cuvinte să aștern, ci condeiul e pensula și cuvintele sunt culorile. Încet, încet, cu fiecare atingere a pânzei, un poem frumos se țese, e sufletul prins în culoare. În vizită venim fără să vrem și tot fără să vrem plecăm. Contează ce lăsăm. Fiecare dintre noi suntem pictorul propriei noastre vieți. Domnul Jitaru a făcut poezii pentru sculpturi, colegii mei fac poezii pentru picturi. Vedeți?
Bună seara! În primul rând vă mulțumesc că ați venit. Mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat acest har să pot picta familiei, prietenilor. Și ceea ce aștern pe pânză e starea și bucuria de a reda și celorlalți buna dispoziție. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. În încheiere o să ne mai cânte doamna Cristina, că noi venim întotdeauna să o ascultăm întâi pe dumneaei, parcă special. Când eu fac anunțuri la telefon și anunț veniți, veniți că vine doamna Cristina. Da, venim, sigur că da, venim. O să încerci să prinzi luna căzută în puț, sau să dai unui om necăjit un bănuț. Oricine poate visa, poate să spere. Dacă în sufletul tău stă de veche Iisus, nu-i nimic mult prea greu și nici cerul prea sus. S-auzi îngerii cum cântă, aleluia, 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 superbe crescute între spini, sau să râzi după ce ai încetat să suspin. Și bine și rău te încearcă să știi deopotrivă. Dacă în sufletul tău stă de veche Hristos, după noapte de dus răsăritul frumos, sau aceeași egală măsură. Doar așa-ți va zâmbi neînceta Dumnezeu și ai să poți fi în soare sau ploie mereu, sau văzând este mai bun.